Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici și părinți, dragi credincioși, duminica aceasta este o duminică aflată sub, mai mult decât oricând, sub semnul învierii. Noi știm că duminica este ziua învierii, dar astăzi s-a citit o pericopă evanghelică, un text din Sfânta Evanghelie, care are ca temă această problematică a morții și a învierii. Și de aceea astăzi mă voi opri asupra acestei teme. În cuvântul meu voi încerca să subliniez trei aspecte, sau cuvântul meu are trei părți. În prima parte vă voi citi un scurt fragment de la Sfântul Serafim Roz. Este un sfânt contemporan care a, în cartea lui, sau în cartea care s-a scris despre el, s-a făcut o radiografie a lumii creștine. Și se vede foarte bine acolo, în acel paragraf pe care îl voi citim, unde este viața și unde este moartea în viața noastră de zi cu zi. Apoi, în a doua parte a cuvântului meu, mă voi opri asupra Evangheliei care s-a citit și voi începe chiar cu un paragraf, cu un citat mai sus decât ați auzit dumneavoastră din la Evanghelia de la Luca. Și veți vedea acest parcurs al lui Iair, de la moarte la viață, cum fiica era bolnavă și ce trepte a trebuit el să urce sau prin ce încercări a trebuit el să treacă ca să ajungă la această înviere a fiicei lui. De fapt, să știți că acest parcurs pe care l-a făcut Iair trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Deci aceasta ar fi a doua parte, parcursul de la moarte la înviere. Și în ultima parte, scurtă, vă voi propune un scurt program pentru ca noi să înviem, să fim cât mai vii în această viață. Și voi începe cu acel text de la Sfântul Serafim. Citez. Antichristul nu trebuie căutat printre cei mai respingători, printre cei mai mari respingători al lui Dumnezeu, ci printre puțini credincioși, printre creștinii cărora Hristos le stă numai pe vârful buzelor, printre credincioșii a căror religie se adaptează cu ușurință la interesele lumii, printre prorocii unei noi ere de renaștere spirituală care caută această renaștere în împărăția acestei lumi, iar nu mai presus de ea. După părerea Sfântului, raiul acestor creștini căldicei, meleag iluzoriu, este un meleag iluzoriu unde să se poată bucura de odihna bine meritată după o viață de trudă. Nu este decât o protejare emoțională a necredinței lor actuale. Sfântul a devenit creștin, trebuie să știți, după o trăire chinuitoare a adevărului, am putea spune, și știa că această trăire a lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât o răstignire zilnică, o moarte zilnică. El simțea că oamenii aceștia, cu credință slabă și plină de compromisuri, erau creștini în primul rând ca să se simtă bine, să fie încurajați în lumea aceasta. Ei făceau toate lucrurile bune, după măsura lumii. Se simțeau cucernici și erau ferm convinși că vor primi răsplata bogată după moarte. După cum spune un filozof contemporan Sfântului, epoca noastră, adică epoca lor, este o epoca a unei virtuți mici și a unei patimi micșorate, când oamenii nu vor coborî niciodată crucea, pentru că niciodată nu și-o vor lua. Deci, din acest paragraf a Sfântului, se vede că oamenii nu vor să-și asume crucea.
Oamenii nu vor să își asume moartea, oamenii nu vor să își asume nevoința, ci caută un compromis și comoditatea. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Sfântul nu vrea să ne spună altceva decât prin acestea pierdem învierea. Între cruce, între moarte și înviere, cele două lucruri nu se pot despărți. Fără să ne asumăm crucea, fără să ne asumăm moartea, nu putem să ne gândim la înviere. Aceasta este radiografia Sfântului. Apoi, trecând la a doua parte pe care am anunțat-o, mai exact la textul pe care l-am auzit cu toții. Înainte de primele cuvinte pe care le-ați auzit, se spune în Sfânta Evanghelie de la Luca: și când s-a întors Iisus, l-a primit mulțimea că toți îl așteptau. Deci acest Iair, a cărui fiică era bolnavă, îl aștepta pe Mântuitorul Iisus Hristos. Acesta ar fi primul lucru pe care noi trebuie să fim conștienți că trebuie să-l facem ca să putem să ne gândim la învierea noastră. Trebuie să stăm într-o continuă așteptare, într-o continuă așteptare, dar nu pasivă, ci mereu activă. Se spune acolo că mulțimile îl îmbulzeau și erau mulți care îl așteptau. Deci era un interes deosebit. Au ieșit în întâmpinarea lui. Și apoi se spune că la Mântuitorul Iisus Hristos a venit Iair și l-a rugat să intre în casa lui. După ce avem această așteptare să ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie să facem un alt pas, un următor pas și să-L rugăm. Să avem o rugăciune vie. Deci așteptarea trebuie să fie însoțită de rugăciune. Un alt lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este această întâlnire, această femeie care a venit la Mântuitorul. În toate evangheliile în care se relatează această înviere, învierea fiicei lui Iair, nu este separată de vindecarea acestei femei care era bolnavă de 12 ani. De ce oare nu este separată? Dacă le citim această înviere a fiicei lui Iair la cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, vedem că sunt unele lucruri diferite. Însă episodul cu această femeie rămâne. Cred că această minune l-a ajutat foarte mult și pe Iair. Dumnezeu a anticipat că va veni la Iair această veste, vor veni mesagerii și îi vor spune că fiica ta a murit. De aceea Dumnezeu poate a avut și acest lucru în vedere și a vindecat pe această femeie. Această femeie, după ce Iair l-a așteptat, după ce Iair l-a rugat, această femeie vine și ne arată că în drumul nostru de la moarte la înviere trebuie să avem și o îndrăzneală în credință. Ea își dorea atât de mult să fie vindecată și avea credință încât doar s-a atins de hainele Mântuitorului și s-a vindecat. Atât de mare era credința ei. Și după ce Mântuitorul o fericește, o laudă pentru credința și îndrăzneala ei, iată că vine la Iair acești mesageri, cum spuneau, care au dus vestea că a murit fiica lui. Majoritatea dintre noi suntem părinți și să ne gândim puțin ce înseamnă această veste. Să vină cineva să spună că tu știi că copilul tău are problemă, că este bolnav și dintr-o dată să-ți spună că a murit. Practic îți fuge pământul de sub picioare, cum se spune în poporul nostru, și este greu să te redresezi, este greu să te mai gândești la altceva.
Deci pe acest drum de la moarte la înviere apar și aceste obstacole care la prima vedere par de netrecut. În pericopa de astăzi vedeți că toate s-au petrecut în câteva ore, poate o zi, cel mult. Dar acest drum de la moarte la înviere ține pentru mulți dintre noi o viață, ani întregi. Pentru alții, că oameni aleși sau hrăziți de Dumnezeu, poate acest parcurs ține mai puțin timp. Însă, pentru cei mai mulți dintre noi, e un parcurs lung și este bine că este lung, nu este rău. Dar trebuie să avem în vedere că pe acest parcurs apar lucruri care ne pot destabiliza, ne pot duce la deznădejde. Cum s-a întâmplat și în cazul lui Iair. Dar vedem că Mântuitorul l-a încurajat. Un lucru pe care îl putem face în aceste momente de deznădejde, când pare că nimic nu mai are sens, este să păstrăm în minte minunile pe care Dumnezeu le face cu noi. Și fiecare dintre noi am simțit cum Dumnezeu a lucrat sau lucrează într-un mod minunat. În momente din acestea de dezechilibru, să le spunem, este bine să avem în gândul nostru aceste minuni făcute de Dumnezeu. Așa cum a avut Iair, cu siguranță că faptul acesta că Mântuitorul a vindecat această femeie de 12 ani și a recunoscut public problema ei și a asumat această problemă și a recunoscut că a fost vindecată, cu siguranță minunea aceasta l-a întărit pe Iair să nu deznădăjduiască. Un aspect foarte important era că el nu avea mai mulți copii, ci avea unul singur. Și știm cu toții, când avem copii, un copil, totul se concentrează asupra lui. El este viața noastră. Deci tensiunea în inima și în mintea și în sufletul lui Iair era la cote maximă, să putem spune așa. Și el reușește să treacă peste aceasta și datorită acestei minuni pe care Hristos tocmai o săvârșise. Deci să păstrăm aceste lucruri. Deci avem așteptarea lui Iair, avem rugămintea, rugăciunea lui către Dumnezeu, avem îndrăzneala în credința a femeii și apoi avem nădejdea. Această nădejde pe care Iair a dovedit-o, că nu a plecat de lângă Mântuitorul, ci a avut în continuare nădejdea că lucrurile se pot schimba chiar atunci când totul părea pierdut. Și în cele din urmă, Mântuitorul vine și datorită acestei stăruințe, acestei îndrăzneli, acestei rugăciuni, acestei așteptări active, Mântuitorul o învie pe fiica lui Iair. Despre aceste învieri trebuie să avem în vedere că Mântuitorul a făcut mai multe, sunt consemnate doar câteva. Învierea lui Iair, fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Ain și învierea lui Lazar. Însă să știți că Mântuitorul a făcut mai multe semne și minuni. Asta ni se spune în paginile de la Faptele Apostolilor. Deci aceste minuni sunt cumva doar cu titlu de exemplu. Însă în activitatea Mântuitorului sunt mai multe minuni. Cam ar fi, acesta ar fi parcursul de la moarte la înviere. Sunt mai multe lucruri interesante despre modul în care Dumnezeu a înviat pe acești oameni. Dar poate o să ne aplecăm asupra lor altă dată. Mă gândesc la faptul că, iată, după învierea fiicei lui Iair, Mântuitorul îi spune părinților să-i dea mâncare fiicei. Apoi, la fiul văduvei, Mântuitorul nu îi spune să-i dea mâncare, ci este un dialog, o convorbire între ei. Și la învierea lui Lazar, un lucru interesant, că nici nu spune de mâncare, nici de dialog, îi spune că îi slujea lui Dumnezeu Lazar.
Acestea sunt alte gânduri. Acum să rămânem, mintea noastră să rămână la acest parcurs. Și dacă ar fi prea lung acest parcurs, să-l ține minte, așa cum l-a făcut Iair, sau poate că în viața de zi cu zi lucrurile devin mai complicate sau avem multe griji, cu ce am putea noi rămâne ca viața noastră de zi cu zi să fie mai vie, să fie mai plină de viață? Și vă pun la inima și la gândul dumneavoastră un lucru pe care cu siguranță îl știți, dar îl reamintesc și îl subliniez, este gândul la moarte. Ca să fim mai vii, trebuie să ne gândim mai des sau poate zilnic de dorit la moarte. Sfinții părinți denumesc acest program, să îi zic eu, program de viață, gândul la moarte, filozofia vieții. Și gândul acesta la moarte, dacă îl păstrăm, are mai multe avantaje. În primul rând, ne face să conștientizăm că nu totul este aici. Gândul acesta la moarte ne ajută să nu ne mulțumim cu puțin în relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii. Gândul acesta la moarte ne ajută să nu facem compromisuri. Dacă moartea va veni curând, mai curând sau mai devreme, atunci nu are rost să facem compromisuri care să ne îndepărteze de adevărata viață. Este cumva antinomic, contradictoriu cum un gând la moarte să ne aducă viața. Dar să știți că în ceea ce credem noi, credința noastră este plină de antinomii. Gândiți-vă puțin la faptul că noi credem într-un Dumnezeu, dar am trăit în persoane. Gândiți-vă la faptul că noi mărturisim nașterea din fecioară, deci naștere din fecioară, iarăși o antinomie. Și tot la fel, viața ne poate veni prin acest gând, gândul la moarte, dacă îl păstrăm zilnic, putem să începem să trăim cu adevărat. Acestea antinomii sunt specifice credinței noastre și ne și arată faptul că credința noastră nu este din această lume, ci este mai presus de această lume. Gândul la moarte, dacă ar fi să continui, ne face să ieșim din amorțeală, din plictiseală, din faptul că pierdem de cele mai multe ori vremea făcând lucruri nefolositoare. Iarăși, dacă moartea este iminentă, atunci nu are rost să pierdem timpul, momente prețioase din viața noastră, din viața familiei noastre. Și în cele din urmă, gândul la moarte ne face și ne duce cu mintea că avem un Dumnezeu care ne cere socoteală. Vedeți, societatea de astăzi ne ajută cumva în mod propriu să fugim de responsabilitate, de responsabilitatea faptelor noastre. Virtuțile și păcatele devin relative. Oricine le poate face, nimic nu este așa grav. În special, oamenii fug după un Dumnezeu sau după conceptul lui Dumnezeu care nu cere socoteală. Vedem asta în toate filozofiile și religii, orientare. Însă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne iubește, la fel cum și noi părinții, dacă iubim pe copiii noștri, le cerem socoteală pentru lucrurile, în special pentru lucrurile, pentru că dorim să ne îndreptăm. La fel și gândul la moarte ne poate îndrepta inima și mintea noastră la această idee că Dumnezeu ne va cere socoteală. Dumnezeu să ne ajute și măcar acest gând să îl păstrăm minte aceasta și să ne rămâne program pentru viața noastră. Amin.